Mulțumim și domnilor, spun pulverit ansamblului Cintrelu și Unii Sibiului, vă rog. Viorica, ai o sarcină grea în seara asta, va trebui să joci. Să știi că chiar am emoții, eu n-am jucat niciodată un dans popular. O dată în viață, Viorica de la Clejani, o să vă arate, atenție, atenție, cum face ea să-și aducă drăguțul înapoi. E cu descântece, e cu, vedeți imediat. Succes, succes! Haideți, fetelor, să facem farmece pe flăcăi, să-i aducem înapoi. Stea, stelișoara mea, toate stelele să stea. Numai tu să te faci năpârcă din cer coborâtă, cu 44 de cercuri de oțel, cu 44 aripi de fier, să te duci neîncetat prin sat neumblat, să ajungi la ursita mea, cu coada să o lovești. La mine s-o pornești. Orice fată frumoasă să-i se pară urcioasă, să nu poate sta până nu m-o vedea. Să nu-i dai stare când se fuga mare, la mine n-a venit cu tot focul inimii. Mulțumim coregrafia Alessia Sas și, desigur, cele care este directorul ansamblului și coregraful de acestor momente extraordinare, doamna Silvia Macrea. Mulțumim încă o dată, Silvia. Să știi că și eu vreau să le mulțumesc Junii Sibiului, pentru că n-aveam calciu, dar ei mi-au dat calciu și vreau să le mulțumesc. Și eu vreau să mulțumesc Junilor Sibiului pentru că mi-au dat să mă îmbrac. Da, vreau să-i mulțumesc, doamna directoare Silvia, pentru acest costum popular care l-am purtat chiar o dată în viață. Ia uite ce frumos ne-am îmbrăcat! Bunda, eu